Becuri cu LED H4. De data aceasta avem 4800 de lumeni, 6000 Kelvin. Ne spune că avem 30-40 de W. Probabil acesta este consumul real pe faza scurtă și faza lungă. Sunt waterproof IP68. Ne mai scrie că sunt făcute din aluminiu, aluminiu roșu, da? Nu are rezistență termică, 4800 de lumeni, 30.000 de ore de funcționare, temperatura de funcționare minus 40 de grade plus 80 de grade. Sunt diferite față de ce am mai testat, cel puțin, haideți să le desfacem. Sper numai că nu dau cu ele pe jos. Ok. Față de ce am mai testat... Ui. Așa, că nu iasă așa cum vreau eu. În interior avem niște garnituri din cauciuc. Un manual. Ambalajul, dar pe mine mă interesa să scot strict becul. Pentru că sunt mult diferite față de ceea ce am testat. Aha. De data aceasta becul vine cu balastul atașat de bec. Alimentarea este direct în bec. Nu se mai cuplează separat. Corpul unde sunt cele două LED-uri montate este mult, mult, mult mai subțire. Avem acest axibil pe care îl dăm jos. Interesant este modul de disipare a căldurii în acest moment. Sunt aceste cablaje din metal pe care le resfiri în interiorul... Efectiv le resfiri în interiorul, în spatele farului de fapt, iar acestea vor disipa căldura generată de aceste becuri cu LED. Chiar sunt foarte simple. E foarte simplu sistemul. Probabil o să-mi fie mai greu să poziționez becul acolo din cauza acestor benzi metalice de disipare a căldurii. Dacă tot am un far la dispoziție, am să vă arăt exact cum se face montajul. Am aruncat un ochi peste instrucțiuni foarte utile. În interior am găsit două feluri de garnituri. Probabil utile la unii, nu și la Logan. Este o chestie din cauciuc, o altă chestie din cauciuc prin care mai mult ca sigur ar trebui să treacă astea două benzi. În fine, pe noi nu ne ajută cu absolut nimic aceste garnituri. Scot capacul din plastic. Garnitura de cauciuc, siguranța și becul H4. Am să le pun deoparte. Iar becul, evident, aici se pune foarte ușor. Normal, este un bec H4 cu soclu H4, este foarte ok. În cazul nostru, este destul de greu de montat. Asta din cauza că trebuie să trecem toată partea asta din spate, din spatele corpului de la LED, de la roșu încoace, totul trebuie să-l trecem prin această siguranță care ține becul. Ideea e că nu se bagă prea ușor, acum când este dat jos farul, este mai simplu, am să vă arăt și vouă ce înseamnă. Oricum, asta este varianta finală. Eu deja am verificat și o să optez pentru o altă soluție.
bag drosserul în interiorul farului, acolo unde intră becul, scot mufa prin acea siguranță, după care am scos pe aici, de fapt nu știu dacă e drosser, nu știu dacă n-ar trebui să-i spun un drive, fiind vorba de LED. După care am să trec un capăt al unei acestei benzi din metal, trec și pe al doilea, de fapt ceva în genul acesta, acum le îndoi ca să pot să introduc becul, țin de bec în timp ce duc această sârmă. Ok, după ce am trecut totul, a rămas becul acolo. Prinderea se face standard, ca și la becul normal, absolut nicio diferență. Stă becul pe poziție, avem cele 4-6 panglici care iasă, 6, sunt 6, 3 pe fiecare, dar întâmpinăm o mare problemă și anume etanșarea acestei găuri. Am să vă arăt și de ce. Normal, ăsta ar trebui să îl introducem în felul acesta. Hai să zic că îl bag pe unul, îl bag pe al doilea, este relativ simplu cu treaba asta. În schimb, mă încurcă foarte mult acest drive și mufa. Acestea două n-or să treacă prin această gaură. Este imposibil. Dacă cumva mufa H4 mă chinui, o trec. Mă chinui un pic, dar garantez că o să trec. Cu acesta sigur n-o să trec. Hai să încerc totuși. Dacă cumva reușesc. Deci asta H4 trece. Garantat trece dacă te chinui puțin. Dar nu. Asta nu am cum să-l trec pentru că este cu mai bine de jumătate de centimetru mai lat. N-am cum să lărgesc această gaură, cauciucul dur. Nici măcar nu vreau să mă chinui să fac treaba asta. L-a dat jos. Trebuie să trecem prin operațiuni inverse. De data asta ar fi fost foarte, foarte, foarte simplu dacă aveam aici undeva o mufă să atașez drive-ul ulterior. Așa că eu am să tai firul undeva pe aici, am să inserez o mufă pe care o voi îmbina și am să revin să vă arăt exact cum arată. În momentul de față, punerea becului pe poziție ar trebui să fie foarte ușor de realizat. Foarte, foarte ușor, dar cel mai important este că putem pune această garnitură de etanșare. Iar această garnitură se împinge roată pe bec. Am să vă arăt și vouă imediat. Se vede că a ieșit acel roșu afară. Practic, farul, interiorul farului, în acest moment, este perfect etanș. Aceste sârme și acest cablu nu influențează cu absolut nimic. Am folosit două mufe, mamă, tată, dreptica au 4 fire, firele albe le-am tăiat jos, nu mă ajută și mi-au rămas exact aceleași 3 culori ca și la aceste fire ale LED-urilor, roșu, negru și galben. Îmbinarea se face frumos, decent.
Eu zic că este ok. Grosimea firelor este identică cu cele ale firelor de la becurile cu LED. Practic, la mașină nu aduci niciun fel de modificare în cazul în care vrei să treci înapoi la becurile cu filament. Foarte simplu. Pac, pac. Să facem și testul pe timp de zi. Împing un pic mașina că îmi este mai ușor. N-am vrut să ajungă la soare. Și aprindem faza scurtă. Ce pot să vă spun este faptul că lumina este albă. Este albă, 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 albă. N-are nicio treabă cu galbenul de la becurile stock. Foarte tare. Deci dacă aprind și faza scurtă și faza lungă, cuplează și decuplează cum trebuie. Ok. Pe fază lungă, fiind fază lungă, văd farul că se umple mai uniform cu lumină. Spre deosebire de faza scurtă, care îmi umple doar partea de sus a farului, ceea ce este normal. Ce vreau să vă arăt eu neapărat, să vă arăt o chestie foarte tare. Am să pun camera să bată pe garaj. Dacă pe timp de zi văd diferența de la fază lungă la fază scurtă, nici nu vreau să-mi imaginez cum o să se vadă aceste faruri pe timp de noapte. Este ora... ...5:20. Mai trebuie să aștept cel puțin 2 ore până să testez chestia asta. Ok, am pornit farurile de... eu știu să zic, un minut? 2 minute? Hai să vedem cât de tare s-au încălzit acele benzi. Pe mine aia mă interesează, de fapt, cât de tare se încălzesc. Ideea este că dacă se înfierbântă prea tare aceste benzi, LED-urile, de fapt, dacă se înfierbântă prea tare, înseamnă că perioada de viață a LED-urilor scad dramatic. Băi, sunt calde. Deci sunt calde bine. Au peste 40 de grade în acest moment și funcționează de câte minute? 2 minute? 3 minute? N-are sens să pun și în... Evident, sunt la fel de calde. Deci chiar... chiar sunt calde. Foarte calde. Nu mă așteptam, sincer. Mă așteptam să fie călduțe, dar nu atât de calde. Ok. Mi-e ciudat să las acum să funcționeze. Se întunecă, o să fac un test mai prelungit și atunci o să văd exact cum se comportă căldura degajată de aceste LED-uri. Oricum, ca idee, în timpul mersului sunt curenți de aer care ajută la răcirea acestor benzi. Am zis benzi cu LED-uri mai devreme? Benzi de metal. Nu știu la ce mă gândesc. Ideea e că acești curenți de aer ajută la răcirea acestor benzi metalice. Nu, să știi că nu crește în temperatură. Tot aici undeva se menține, undeva pe la 40 de grade. Farul este rece, nu este nicio diferență. Sunt convins că nici la fază lungă n-ar trebui să influențeze cu ceva. Oricum, e un pic... fiind fază lungă, teoretic ar trebui să consume mai mult? Zic eu? Zic ei? Da, garantat. Uai, am făcut greșeala să mă uit în ele. Deci văd mă puncte negre acum. În momentul în care a prins faza lungă, practic se aprinde și partea de jos a LED-ului. Deci în momentul de față, consumul de curent ar trebui să fie dublu. Iar aceste benzi ar trebui să... Clar, a crescut temperatura.
Da, sunt mult, mult mai fierbinți, dar este logic și normal. O chestie nașpa la aceste LED-uri, fiind 6000 Kelvin, lumina este albă, este asemănătoare cu xenonul și ești victimă sigură dacă dai peste un polițist. Garantat te va opri și pe ăla nu-l interesează că tu ai LED-uri, că orbesc sau nu orbesc, pe nu-l interesează, ai făcut modificări și îți poate lua talonul, deci grijă mare. Ok, da, se încălzește, să știți că aproape că încep să nu mai țin mâna, mă arde dacă țin mult timp, mâna mă arde. Dar este normal, consumul de curent este dublu. Bun, venim cu testă. Unde a ajuns al acestor becuri, în momentul în care aprind faza scurtă, în bord, pe lângă martorul de fază scurtă, se aprinde și cel de fază lungă. În momentul în care cuplez faza lungă, în bord rămâne aprins doar martorul de fază lungă. Am să comut din nou pe faza scurtă și se poate vedea și în față pe acel zid. Acum este faza scurtă și am cuplat pe faza lungă. Ideea este că acum am comutat înapoi pe faza scurtă, deci doar în bord apare această problemă. Ok, am circulat aproximativ 30 de minute. Și vreau să verific cât de fierbinți sunt. Am mers doar cu faza scurtă și după cum se vede, pot ține mâna pe aceste cablaje metalice. Evident, am circulat doar cu faza scurtă aprinsă. Se vede că doar partea de sus a farului este luminat. Deci atât timp cât pot să țin mâna pe acest cablaj. Bine, să nu credeți că sunt reci. Sunt calde și sunt calde bine, dar pot să țin mâna pe ele. Ceea ce înseamnă că în niciun caz n-au ajuns la 50 de grade Celsius, ceea ce este foarte, foarte ok.